jumătate de zile când a venit la Borșa. Acum azi 25 de ani. Printre primele lucruri pe care mi-aduc aminte, dacă Părintele a deschis această cutie a amintirilor. De fapt, asta trebuie să facem, noi, dragii mei. Mergând acasă, să ne aducem aminte cu drag de lucruri frumoase, de cuvinte frumoase, de fapte frumoase, de ajutorul pe care eu cred că mulți dintre noi l-am primit și mai ales de ajutorul pe care l-a dat și l-a oferit cu tot dragul pentru biserică și pentru bunul Dumnezeu. Mi-a fost pregătită, să spun sincer, o altă predică, dar stând și gândindu-mă aici cam ce ar fi mai potrivit să vorbim despre tanti Violeta, pentru că iată, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa, dragii mei. Am zis-o și în seara de înviere, o zisem în fiecare zi până la înălțare, dragii mei. Însă, fiecare zi în parte este o zi pe care Bunul Dumnezeu ne dăruiește nouă fiecăruia. Și de aceea trebuie să accentuăm și să ne bucurăm de fiecare zi pe care Bunul Dumnezeu ne dăruiește. Pentru că este un dar nemeritat pe care Dumnezeu îl face nouă fiecăruia în parte. Și în acea zi, și în această zi, chiar dacă sufletele noastre sunt îndoliate și sunt îndurerate, să ne gândim că a dormit întru Domnul de mult, de mult a așteptat ca să plece din lumea aceasta la Dumnezeu Sfânt. Și așa după cum zicea și Părintele, anul trecut, în primăvară, în postul mare, m-a sunat și mi-a spus, Părinte, când veniți la Cluj? Când trebuie. Să veniți să vă plătesc contribuția. Era prima grijă pe care o avea întotdeauna. Să-și plătească contribuția. Și sigur că de fiecare dată depăneam amintiri ce mai este nou în sat, ce s-a mai întâmplat și lucruri din genul acesta. Și îmi spunea, de atunci îmi spunea, de anul trecut și în anii trecuți îmi spunea cum trebuie și ce slujbă trebuie să facem lumii sale. Să știți că într-un fel mă bucur că astăzi suntem mai puțini, pentru că nu și-ar fi dorit o mormântare pompoasă. Nu și-ar fi dorit să fie lume foarte mult aici. Simplu, ca și cum n-ar fi fost. Asta a fost dorința ei. Să nici nu se simtă că a trecut din lumea aceasta. Însă, datoria noastră este să ne aducem aminte și să o purtăm de acum încolo printre ctitorii și binefăcătorii bisericii noastre, a capelei, a bisericii unde se ducea acolo în mănășturi și în altele și altele. Pentru că totdeauna, dragii mei, nu vreau să o laud. Dumneavoastră știți și vă cunoașteți foarte bine. Nu este genul meu să încep să laud și să periu pe cineva. Daul nostru trebuie să fie da și nu să fie nu. Nu vreau să o laud. Pentru că nu vreau să iau nimic din răsplata pe care Bunul Dumnezeu i-a pregătit-o ei și ne-a pregătit-o nouă fiecăruia. Dar, asta vreau să vă spun dumneavoastră, de fiecare dată când se înființa pe undeva vreo parohie, indiferent unde, și auzea lucrul acesta de la episcopie și cu vorba aceea era în episcopie aproape fiecare zi, deși era pensionară, și auzea că s-a înființat parohia acolo sau dincolo, se ducea singură până în parohia respectivă și se uita. Are preotul ornate. Pentru că la început nu aveam ornate toată lumea. Nu aveam posibilitatea să ne face. Sunt prapuri. Sunt cele necesare pentru mormântare. Sunt sfeșnice. Ce este nevoie? Și nu zice la nimeni nimic. Venea acasă și pe acolo pe unde mergea dumnea ei, strângea leul acela al văduvei, cum se spune în Evanghelie, și punea peste o altă 1, 2, 3, cât trebuia,
și mergeam și coseau o pereche de prapor sau ornate sau unele și altele. Și mergea și le dăruia cu tot dragul pentru Sfânta Biserică. Oare cât dintre noi, și nu vreau să vă judec pe dumneavoastră că n-ați face, pentru că fiecare la rândul nostru facem lucruri din genul acesta. Însă, dragii mei, în Sfânta Scriptură sunt două pasaje foarte frumoase. Acolo unde vine învățătorul de lege și îl întreabă pe Mântuitorul: ce să fac să moștenesc viața veșnică? Deci învățătorul de lege întreabă lucrul acesta: ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iar într-o altă parte vine acel tânăr bogat și întreabă: ce bine să fac să moștenesc viața veșnică? Sesizați cuvântul acela: bine să fac să moștenesc viața veșnică. Primului, învățătorului de lege, Mântuitorul îi spune: ce scrie în lege? Și acesta, sigur că era învățător de lege, era datoria lui să învețe pe cei de lângă el, spune foarte frumos: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci pe unul învață să învețe legea și să-L iubească pe Dumnezeu și pe aproapele, iar pe cel de-al doilea, dragii mei, spune: vinde tot ce ai și urmează mie. Împarte săracilor, dă la cine vrei ce vrei și urmează mie. Pentru că, dragii mei, bogăția nu ne va asigura niciuna dintre noi împărăția lui Dumnezeu. Și nici prea multă știință nu ne va asigura împărăția lui Dumnezeu. Și atunci ce trebuie să facem? Să ne punem, așa cum spunea foarte frumos și Părintele, să ne punem în slujba aproapelui, dragii mei. Pentru că sunt atâția oameni care au nevoie, nu neapărat nevoie de ajutor, dar au nevoie de cineva lângă care să steie și să povestească cu el. Vrute și nevrute. Să zică o rugăciune, pentru că suntem, dragii mei, în luna Sfintei Fecioare Maria, luna Mai, luna Florilor, luna pe care a dormit într-un Domnul, o cinstea foarte mult cu rozarul pe care îl făcea în fiecare dimineață, dădea drumul la radio, pe Radio Maria, și acolo se spunea rozarul, și în limba română, și în limba maghiară, și în limba germană, parcă este emisiune în care se spune rozarul. Și odată cu ei zicea rozarul, dragii mei. După aceea, dragii mei, mi-aduc aminte că se ducea pe la foarte mulți bolnavi. Și mai ales se ducea către acei bolnavi care nu avea pe nimeni. Pentru că știți noastră cum este în spital. Vedea și cerceta pe cineva în spital și vedea pe patul celălalt pe cineva care nu avea nimic pe lângă el și îl întreba: oare ce ai nevoie? Și se ducea și îi cumpăra. Îi aducea o hârtie sau apă sau suc sau ceva. Deci, dragii mei, dacă noi zicem că îl iubim pe Dumnezeu și cu toții zicem lucrul acesta, trebuie să o arătăm. Pentru că Părintele spunea foarte frumos: ca să ajungi la Dumnezeu, prima dată trebuie să te întâlnești cu aproapele tău. Și mai este încă un lucru de făcut, dragii mei. Iertare. Fără iertare, nu se poate face nimica. Iar noi, în ziua de astăzi, din păcate, dragii mei, uităm că trebuie să și iertăm. Și atunci ne punem întrebarea: oare pe mine, Bunul Dumnezeu, când și cum mă iartă, dacă eu nu pot să iert? Ei, multe aș putea să vă mai spun, dragii mei. Însă să sperăm că vor fi momente, vor fi ocazii în care să putem să stăm și să depănăm amintiri frumoase despre adormita întru Domnul, care va rămâne în imaginea noastră și în sufletul nostru a fiecare dintre noi. Sigur că un al doilea lucru pe care mi-a atras atenția, zice: Părinte, iertăciunile, cât e scurt! Cât e scurt!
Nu mă interesează dacă plânge sau nu plânge. Pe mine ce mă interesează este să fie scurt.